Noi nu ne-am închis ușa nici în perioada de iarnă. Și dacă s-a prins poșghița de gheață, e cel mai frumos poșghița de gheață de la Nistru. Și dacă e înverzirea copacilor și imaginea copacilor în Nistru, atunci asta e cel mai frumos la noi, aici, la Tudora. Și dacă e să cadă frunzele în toamnă, cel mai colorate și cele mai frumoase sunt la noi, la Nistru, la Tudora. Ideea a venit din crearea din satul Tudora o locație turistică, pentru că e păcat să fie amplasat pe un mal de Nistru, pe un mal de apă, cu o natură extraordinară și să nu poți savura sau să nu poți demonstra la alții frumusețea sau cineva să nu beneficieze de niște servicii standarde, de a mânca o zamă, de a se tăvâli prin iarbă, și la alții să le oferi așa, acest lucru. Dar imboldul de a crea pensiune, de a crea pensiunea vine anume datorită, să zicem așa, pandemiei, pentru că lumea avea nevoie de refugiu, avea nevoie de evadare și probabil atunci a venit imboldul de a crea pensiune, locul de refugiu a oamenilor și de rutina zilnică. Inițial am creat o căsuță pentru cazare în primul an și am lucrat mai mult cu campingul, acordând oamenilor corturile și frumusețea naturii și fânul nostru cu miros extraordinar. La sfârșitul sezonului estival din 2020 am hotărât să mai instalăm o căsuță, dar din păcate n-a fost pus în activitate. Dar 2021 a fost anul când deja am implementat și acea de-a doua căsuță, am dat-o în activitate. Recunoaștem căsuța Cunufe. Aici putem caza o familie, doi maturi și doi copii. Este o familie pentru cuplu, pentru o familie prietenoasă, unde pot să se joace, pot să se distreze, că avem și jocuri pentru copii diferite, și leguri, și mai acordăm tot ce este necesar. Ceea ce am deprins sau ceea ce am făcut, îi spunem turism agroturism sau turism rural, este o chestie care probabil este din interiorul nostru, al moldovenilor, și asta o facem involuntar fiecare din noi, că eu, că vecinul, că scumătru, că finul, că nănașul, asta este ceva autentic moldovanului. Și ar fi păcat să nu dezvoltăm acest lucru și să implementăm în creșterea economiei naționale. Este frumos să faci un proiect, este frumos să crești, este frumos să accepti niște investiții și să duci tu la crearea, la aducerea investițiilor. Suntem satisfăcuți și sperăm că războiul să finiseze și să facem, să bună dispoziție să reîntoarcă la noi aici, la pensiune. Căci cu atâta nostalgie nu este pentru noi. Noi suntem totdeauna dornici de frumos, dornici de bună dispoziție, dornici de dans, de joc, de împletit coronițe. Și asta așteptăm să facem și noi suntem siguri că o să facem. În continuare, tot o să termine de grabă, la sigur.